ziua, domnilor consilieri! Bine ați venit la ședința în conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 1 din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului Comunei Zemeș, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data de 27/04/2017, orele 16, la sediul Primăriei Zemeș, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării caietelor de sarcini pentru următoarele categorii de lucrări: întreținere apă-canal, reparații apă-canal și întreținere drumuri comunale, dezăpezire drumuri comunale și servicii de întreținere și reparații iluminat public, inițiator primar Dosă Răzvan. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Gheorghe Luca Mihai, reprezentând o parte din cheltuielile cu mormântarea tatălui său, Gheorghe Luca Romică, fost beneficiar de ajutor social. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență unui număr de 3 familii, și anume Fieraru Mihai, Fieraru Paraschiva și Antoniu Liana, pentru înlocuirea obiectelor de uz casnic distruse în incendiu din data de 22/04/2017. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Dodin Sorinel, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău, în vederea achiziționării unei proteze de coapsă modulară cu vacuum. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului De mână cu cei mici redăm culoarea vieții, realizat în parteneriat între UNICEF și UAT Comuna Zemeș. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 216 din 13/12/2016, privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social al SC Servicii Comunale Zemeș SRL prin aportul în natura următoarelor mijloace fixe și obiecte de inventar. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 51 din 2016 pentru modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor cadru de prestări servicii necesare funcționării activității Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Servicii Comunale Zemeș, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 7 din 2016, privind încheierea unui contract de administrare cu ASC Gloria Zemeș, având ca obiect construcție administrativă și social-culturală, vestiar sportiv plus terenul aferent, proprietate publică a UAT Comuna Zemeș. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse necesare pentru încheierea unui contract de prestări servicii în vederea firmărilor și aducerii la cunoștință publică a ședințelor Consiliului Local. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale Comunei Zemeș pentru trimestrul 1/2017. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2017. 14. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului, cereri, întrebări, interpelări. Aceasta este ordinea de zi. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Mai avem 3 puncte suplimentare. Și le spun imediat. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 183 din 2015 privind implementarea proiectului Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Zemeș, județul Bacău. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa 1, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului administrare domeniul public și privat, în funcție publică de execuție de inspector clasa 1, grad profesional superior. Și al 3-lea, proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice ca administrator de imobile la asociațiile de proprietari. Supun spre aprobare punctele suplimentare. Cine este pentru? Majoritate, mulțumesc. Începem cu primul punct. nu e asta. E aici, da. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării caietelor de sarcini pentru următoarele categorii de lucrări: întreținerea apă-canal, reparație apă-canal și întreținere drumuri comunale, dezăpezire drumuri comunale și servicii de întreținere și reparație iluminat public. Doamna secretară, o parte dintre care au fost aprobate pentru anul 2016 și acum am făcut modificări ca ele să fie aprobate în continuare, pentru că nu o să mai fie mai modificări în ele față de lucrările care se știu a fi executate, iar celelalte trebuie să vă fie aduse la cunoștință, având în vedere faptul că au mai fost aprobate de vechiul Consiliu Local și să se știe de toată lumea pe ce să cheltui banii pentru întrețineri. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Gheorghe Luca Mihai, reprezentând o parte din cheltuielile cu mormântarea tatălui său, Gheorghe Luca Romică, fost beneficiar de ajutor social. Este vorba de Gheorghe Luca Romică, care a fost la ajutorul social, care a murit, băiatul l-a înmormântat și solicită un ajutor de 1000 de lei, nu? Doamna secretară, este de 1000 de lei și conform legii 416, urmașilor beneficiarilor de ajutor social se poate acorda ajutor de urgență pentru o parte din cheltuielile suportate cu mormântare. Întrebări? Sau mai multe pentru ajutorul de urgență. Acum s-a acordat 500 de lei, s-a dat 1000. Acum nu a fost mică 500 de lei? Nu a fost, da. Care este suma totală? 1000 de lei. 1000 de lei. 10 milioane, nu? 1000 de lei nu se criu, nu cumpliu cu mine. Atât o solicitat. Ok. Eu supun spre aprobare, cine este pentru? Ce faci altă propunere? Faceți altă propunere. Să dublăm, măcar 20. 2000 de lei. 2000. Doamna secretară, este o propunere pentru majorarea sumei de la 1000 la 2000 de lei. S-a aprobat? Nu, de acum să supuneți. Să supuneți la vot. Cine este pentru suma de 1000 de lei? Cine este pentru suma de 2000 de lei? Majoritate. Unanimitate. Stați un pic. Hai să discutăm. Sunt niște bani prinși. Când s-a aprobat bugetul, probabil cei care nu l-ați votat nu știți, când s-a aprobat bugetul, au fost bani prinși pentru situațiile în speță, respectiv 20.000 de lei. Ei cu banii ăștia trebuie să ducem tot anul. Așa că gândiți-vă când votați. Da? Puneți capul la contribut și gândiți-vă. Vedeți dacă ne încadrăm cu banii ăștia. Adică care bugetarul nu primară, dacă la ajutor de urgență, astea sunt cazuri excepționale în comună, nu? Bine, întâi, nu sunt urmă de cazuri excepționale, au fost cazuri excepționale și când s-a operat de cataractă. Până la întâi, iulie, poate nu primește 20 de lei, nu 200 de milioane. Dă Dumnezeu, la întâi, iulie, poate nu ar fi cazul, dar hai să nici chiar l-am râs, 1000 de lei să mă armântesc pe cineva. Nu știu. Atât e un ajutor de mormântare. Ajutor de mormântare nu e o limită. Acum ce facem? Reluăm votul? S-a votat. S-a propus 2000 de lei. S-a propus, s-a votat. Nu s-a votat. Dar nu e exact 1000 de lei. Deci domnul primar nu a atenționat că sunt 20.000 tot anul. Dar nu înțeleg, mai sunt cu stăm la jumătatea anului, nu putem face rectificare. Mai avem și cei cu casa altă, mai avem, adică... Da, am înțeles. Toată lumea a înțeles. De asta a intervenit domnul primar și a spus. Pe trimestrul ăsta cât, nu știu exact, cât să cheltuiți pe trimestrul ăsta sau ăștia ați primit bani? Ați primit bani pentru că abia am făcut în martie bugetul. Și mai avem 6.000 de lei. Păi acum s-au cheltuit, așteptați să supunem la vot toate punctele astea. Să cheltuiesc 10.000 din 20. De jumate se duce deja în primul trimestru, nu le-a jumate. Sub ce da greșit puteam. A, după ce ați votat v-ați dat seama, nu? Da. E bine. Din greșeli învățăm. Încercați să gândiți, fraților. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență unui număr de 3 familii și anume Fieraru Mihai, Fieraru Paraschiva și Antoniu Liana pentru înlocuirea obiectelor de uz casnic distruse în incendiu din data de 22/4/2017. Da, a fost incendiu și cele trei familii vor fi, li se vor acorda camerii separate în blocurile noastre, proprietatea. Sunt trei familii distincte, formate din 5 membri. O familie, Antoniu Liana, care are 3 copii, i s-a acordat o locuință din necesitate, o garsonieră, și celelalte două, Fieraru Mihai, care este la ajutorul social, și Fieraru Paraschiva, care este pensionat de boală, vor primi câte o cameră în blocul Forar. Și îi se acordă un ajutor de 2000 de lei pentru fiecare familie. Deci și aici ar mai veni 2 ori 3, 6.000 de lei. Și cu 2 dincolo, 8. Cu 2.800 care... Mi se dă locuințe. Nu e suficient? Dacă ți-ar lua, dacă ții, Doamne ferește, ți-ar lua foc casa, nu știu, poate, cred că ai gândit altfel. Cred că ai gândit altfel, asta este adevărat. Dar n-au rămas cu nimic. Oamenii ăștia n-au rămas că cu haile de pe ei. Dar pentru că locuință. E o locuință, e o cameră, e o cameră. Proprietate personală. Nu, așa, e închirie. Ai fost vreodată la blocul Foraj? Da, am locuit în blocul Produs. Într-o perioadă mai... Probabil erau condiții. Nu erau nicio condiție, dar... E o cameră care nu are nici geamuri, zipite cu scoci. Este o cameră ca să nu te-i plouă direct în cap, ok? Da, da, eu am locuit acolo și îmi plăteam toate taxele care erau de plătit și la primărie și oriunde. Acum nu cam ceva că să le dăm un ajutor. Nu vreți să-i dați un ajutor? Ba da, vreau, dar domnul primar, dacă îmi permiteți o întrebare. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Problema este în felul următor. De raportul LISU nu am văzut o semnătură a persoanelor celor implicate. Aș vrea să știu dacă în momentul incendiului acele persoane erau în locuință. Nu știu dacă erau toate în locuință. Are vreo relevanță? Nu erau păi, da, pentru că nu este semnătura proprietarului. Deci, pe mine mă interesează. Locuința, văd că acolo în locuință spune că este o locuință dezafectată, fostă a OMV-ului. Deci asta am văzut în materiale. Nu din rea voință. Consider că trebuie să analizăm foarte bine, să nu ne fie imputată suma asta, acordând ajutorul ăsta de urgență. Deci, e o locuință care nu era a dânsului, în raportul ISU nu este prevăzut. Acum considerăm, deci suntem la o simplă discuție. Dar banii nu se dau pentru refacerea locuinței. Se dau pentru persoana fizică. Bun, și mobilier unde l-a avut? Deci pentru cuperarea, distrusie în incendiu, mobilierul ăla a avut. În locuința care tocmai a luat foc. Păi spune că e dezafectată și aparține la OMV Petrom. Așa spune în raport acolo. Deci m-a lăsat să locuiesc în ea, care e problema? Asta vrei ca să întrebăm. Corect. Nu mai lucrăm în apartament. Eu, frigiderul, pot să-mi pun în stații, dacă este de aia meu. Dacă îmi permiteți, eu la buget, când s-a aprobat bugetul, deci am salutat cele 5 garsonieri care s-au acordat, care s-au lăsat pentru situații de urgență, dar am o propunere ca să fie imobilaje, să aibă tot tipul utilitare, gaz, frigider, tot ce este. Uitați, acum era foarte bine. Deci toată lumea n-a zbunit. Dar nu-i nicio problemă. Nu este problema acum. Noi nu avem probleme acum cu faptul că ele nu sunt utilate. Știm, domnul primar. Era bine să avem și... Asta e o altă problemă pe care s-a pus să discuție. Acum am înțeles. Da, păi asta radica. Pentru faptul că ei cum? Nu locuiau legal acolo? Păi asta dacă spune că... Așa nici calofir, domnul de rău. Nici calofir nu locuiește nicăieri. Ce să facem cu el? Dar nu am pus problema de nu am fost dacă... Păi exact, oamenii au locuit acolo. Vine Curtea de Conturi și spune Consiliul Local. Consiliul Local ce? Consiliul Local a aprobat o speță care... Pentru că nu vreau ca să intru în detalii. Și eu când am fost implicat unele probleme pentru a-mi acorda un ajutor de urgență, autorizații de construire, să dovedesc că-s proprietar, fel și fel de anchete. De asta mă refer. Deci... Nu înțeleg. Am înțeles, am înțeles. Li s-o pus la dispoziție ca pentru că se locuiască oamenii, da? Dar bunurile care le aveau ei, săraci... O să ieși în gază la nici, dacă nu pune și ia foc acolo și dăm pentru bunurile lui, trebuie să-i dăm. Asta e la idee. Îi fac tot pentru ceea ce-și cumpără. Păi cum nu mai au nimic. Sunt copiii ăștia trei, n-au nici... A fost sâmbătă. Haideți să facem atunci departajarea, pentru cum a spus dumneavoastră Antoniu Liana, sunt trei membri. Și văd că propunerea este pentru 2000 de lei pentru fiecare. Mă, noi am stat de vorbă cu ei, cu fiecare în parte. E suficient ce le acordăm acum, ok? Păi nu, mă gândeam să, pentru cea cu 3 persoane să fie mai mult luat un pic de ăștia la 2. Mă, e suficient pentru fiecare în parte, da? Deci sunt jumătate de frigider, tot un frigider, ei cumpără jumătate de frigider. Romeo, este suficient, sunt 3 familii distincte, înțelegi? O familie are 2 membri sau o familie are 3 membri, e aceeași treabă. Ok? Exact cum zice domnul consilier. Cumpăr un frigider, cumpăr un aragaz. Deci noi am discutat cu ei. Dacă spuneți că ați discutat cu ei și sunt de acord cu ei. Dar noi am discutat cu toți, dacă nu înțelegeți, nu știu. Da, eu am înțeles foarte clar. Dacă s-a stabilit 2000 de lei de fiecare familie, păi să vorbiți pe rând, înscrieți-vă la cuvânt. Vorbea Nea Costică Aleș aici, domnul consilier. Aleș, nu vă băgați. Vă scrieți la cuvânt pe rând și vă spuneți punctul de vedere. V-am spus, dacă s-a stabilit 2000 de lei, se supună la vot propunerea făcută de domnul primar, cine votează pentru, votează pentru, cine împotrivă, împotrivă. Corect. Ce să mai ne lungim? Supunem la vot. Cine este pentru suma de 2000 pentru fiecare familie? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Dodin Sorinel, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău, în vederea achiziționării unei proteze de coapsă modulară cu vacuum. Doamna secretară? Proteza costă 4800 de lei, iar noi putem să acordăm, propunem, adică 2800 de lei. Restul sumei să fie suportat de dumnealui. Aceeași problemă am discutat-o și cu domnul Dodin. El are pensii, omul poate suporta o parte, ținând cont că sunt banii care sunt. Mai ajută și el. Exact. El suportă, poate suporta omul restul de bani. Supun la vot. Este vreo diferență între proteza actuală și proteza asta de coapsă modulară cu vacuum? Este că ea trebuie înlocuită. Din 5 ani ea trebuie schimbată. Asta e justificarea. Dar am înțeles că acum vreo 4-5 ani au mai schimbat-o. Are s-a mai dat 5300 de lei. Dar are atașate acte în care spune că trebuie înlocuită proteza, că doar medicul știe de ce trebuie înlocuită. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 216 din 13/12/2016 privind acordul de principiu pentru la punctul 5 era. Scuze. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de mână cu cei mici, redăm culoarea vieții, realizat în parteneriat între UNICEF și UAT, comuna Zemeș. Doamna secretară, din fericire pentru comunitatea noastră s-a mai câștigat un proiect finanțat de UNICEF. Suma este de 10.000 de lei, la fel ca și cel de anul trecut. Banii o să fie primiți în 2 tranșe, câte 5.000 de lei fiecare tranșă. Contribuția de 1.100 de lei, care ar trebui să o pună Primăria Zemeș, este în natură și reprezintă spațiu de lucru, utilități, alocarea microbuzului pentru efectuarea excursiei și igienizarea spațiului. Aveți atașat bugetul proiectului și cu toate explicațiile. Deci este proiectul celor de la UNICEF, din cadrul compartimentului, cu copiii din Zemeș. Bine că și școala are și ei. Ei au separat. Ei au separat. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 216 din 13/12/2016 privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social al SC Servicii Comunale ZMSRL prin aportul în natura următoarelor mijloace fixe și obiecte de inventar. Față de obiectele aprobate prin HCL 216, mașina de tuns iarbă, motoferăstrăul și motouneltele vor rămâne la noi în inventar pentru că ele nu mai sunt funcționabile și urmează să fie procedura de casare. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL-ului numărul 51 din 2016 pentru modificarea inventarelor bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș. Este vorba de poziția 240 din inventarul domeniului public, construcție administrativă și social-culturală, respectiv Atlas Company, au returnat suma de 20.070 lei încasat necuvenit către UAT Zemeș. Drept urmare, noua valoare a obiectivului se diminuează cu suma respectivă care a fost încasată de ei necuvenit. Discuții? Da, da, stadion. Da. Discuții? Supun spre aprobare. Cine este? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor cadru de prestări servicii necesare funcționării activității Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș. Domnul președinte, a supus aprobării dumneavoastră contractele cadru ce vor fi utilizate de ACS pentru desfășurarea activităților. Sunt contractele pentru antrenori, pentru paznic, pentru... Imediat vă spun. L-a făcut copiat. Găsiți mai încolo, doamna secretarul unii raportul de specialitate al domnului președinte. Deci, serviciul de antrenoriat, secția de fotbal. Asta este un contract cadru. Mai bine raport. Deci, pentru ramurile sportive, fotbal, echipe seniori, grupe juniori C și A1 și D, lupte libere, asistent medical, șofer microbuz și servicii de pază și îngrijire bază sportivă. Sumele propuse sunt pentru antrenorul de fotbal o persoană 2000 de lei, pentru antrenor lupte libere 800 de lei, asistentul medical 60 de lei pe competiție, șoferul de microbuz 2000 de lei, dar și în funcție de cât lucrează, și pentru pază și îngrijire 1500 lei. Valori cu TVA. Da, valori cu TVA și ei știți că au fiecare PFA și de acolo își plătesc dările către stat. Deci oricum nu le rămâne mare lucru. Discuții. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrare al secției Servicii Comunale Zemeș, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă. Doamna președinte, o să vorbesc eu, dacă îmi permiteți. Avem adresă din partea Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală de Legislație și Reglementare în domeniul activelor statului, registrată la noi 10795 din 11-2016. Ni se aduce la cunoștință faptul că s-au aprobat că avem în vigoare Ordonanța 109 din 2011 și normele metodologice au fost aprobate pentru guvernanța corporativă. Asta înseamnă că pentru toate societățile înființate de Consiliul Local sau societățile, regiile autonome, dar pe noi ne interesează în principiu societățile înființate de Consiliul Local, vom trebui să demarăm o procedură de selecție potrivit noilor norme. S-a declanșat procedura de selecție, s-a numit o comisie de selecție care va monitoriza, care va emite o scrisoare de așteptări și care va implementa și care va determina noi membri ai comisiei de administrație din SC Servicii Comunale. Cam despre asta este vorba. Discuții? Vor rămâne... Stați pe rând. A specificat că s-a numit o comisie. De cine a fost numită comisia? Este propusă prin proiectul de hotărâre. Este de către doamnul primar. Asta a spus că a fost numită. Nu. Este propusă o comisie. Trebuie numită o comisie de selecție. O aveți la articolul 2. Am înțeles. Din proiectul de hotărâre. Viorel Minculescu, domnul viceprimar, președinte de comisie, doamna Valeria Dobrițoiu, consilier local membru, doamna Rața Alexandru Ioana, consilier local membru, doamna secretar Avram Moana Elena și domnul Tudorianu Adrian din partea aparatului de specialitate. Prin dispoziție, ei... primarul, prin dispoziție sau prin ce? Nu. În situația în care dumneavoastră veți fi de acord cu proiectul de hotărâre și veți vota, comisia va fi stabilită prin HCL, prin hotărârea Consiliului. Discuții? Discuții, vă rog, cine se înscrie? De ce? De ce, domnul consilier? Nu e dispoziția primarului și nici nu e aprobare a comisiei, a Consiliului Local. Propunerea din Consiliul Local să fie, deci propunerea pentru comisia, pentru selecție, să fie propusă din membrii Consiliului Local, din consilieri. Numai din consilieri? Nu, 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 și din aparatul privat. Exact asta. Nu. Ce propunerile să vină din partea consilierilor? Propunerile să vină din partea consilierilor, nu? Așa. Eu vă înțeleg și vă cred pe proiectul de hotărâre. Domnul primar a inițiat proiectul de hotărâre și a propus în atenția dumneavoastră o anumită comisie. Dacă dumneavoastră doriți să o schimbați sau aveți alte propuneri, vă rog frumos să le prezentați. Dar unde este hotărâre, ca să vedem și noi? Le notăm? Unde? O aveți proiectul de hotărâre în față, cred. Da, sunt copiat. Deci la articolul 2 din proiectul de hotărâre este o comisie de selecție a membrilor Consiliului de Administrație. Trebuie să fie pe la Vlad. Este pe acolo, la mine. Vreau să... Vă dau cam. Deci noi și mai aprobăm dacă este propuse domnul primar. Este propuse. Și o propunem în ședință. Astăzi avem ordinea de zi. Eu am propus-o. Nu propuniți alta. Eu propune. Astăzi pe ordinea de zi s-au înscris o mulțime de puncte. Propunerea domnului primar urmând a fi aprobată de Consiliul Local. Oricare din membrii comisiei pot fi schimbat și face noastră alte propuneri. Deci aprobarea declanșării. Nu? Da. O am și numită. Comisia. Păi cum dacă ați numit-o? Primarul, viceprimarul... Da. Să face comisia asta pentru a se analiza CV-urile membrilor care vor fi în comisia de administrație. Nu suntem noi în comisia de administrație. Suntem comisia care analizăm. Care o să propună comisia de administrație. Noi selecteze noi membri. Deci, poate nu m-am exprimat foarte bine. Noi declanșăm o procedură de selecție acum. Pentru a declanșa procedura asta de selecție avem nevoie de o comisie. O comisie care să spună, noi, pentru administratorii, pentru membrii din Consiliul de Administrație de la SC Servicii Comunale, avem nevoie de următoarele calități. Să fie bun antreprenor, să fie de o probitate ireproșabilă, să aibă studiile necesare. Exact. Comisia aceea care va declanșa procedura este propusă de domnul primar. Persoanele acestea vor emite o scrisoare de așteptări, vor emite un raport al procedurii, vor face un plan, urmând ca la final să analizeze candidaturile depuse, să facă o listă scurtă. Din lista scurtă se vor numi membrii Consiliului de Administrație și din membrii Consiliului de Administrație directorul general. Așa este procedura. Orice pas... Domnul consilier, comisia asta verifică toate CV-urile și vine în fața dumneavoastră cu noile propuneri pentru Consiliul de Administrație al SC Comunale. Hai să o înțeles, eu zic. Da. Deci nu este numit, va face un concurs. Dar n-ar fi numită, nu se poate numi. Este propusă doar comisia de selecție. S-a înțeles, adică a fost o chestie de... Supun spre aprobare. Cine este? Pentru majoritate. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 7 din 2016, privind încheierea unui contract de administrare cu Asociația Club Sportiv Gloria Zemeș, având ca obiect construcția administrativă și social-culturală, vestiar sportiv plus terenul aferent, proprietate publică a UAT Comuna Zemeș. Doamna secretară? Aceste Gloria Zemeș deja au în administrare clădirea, dar trebuie să le mai dăm și o suprafață de teren pe care se desfășoară. Adică suprafața de teren pe care se desfășoară activitatea. Da, terenul de fotbal propriu-zis. 5.040 de metri pătrați înseamnă. Pentru că ei tușează, nu? El tunde, el aranjează, el o să-l ude. Nu intră și terenul nou? Nu este voie să-l dăm. La pe perioadă de 5 ani de zile să-l administrăm noi. Discuții? Cine este pentru? Majoritate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare pentru încheierea unui contract de prestări-servicii în vederea filmărilor și a aducerii la cunoștință publică a ședințelor Consiliului Local. Valoarea este de 5.300 lei pe an. Pe lună vine undeva la... În limita sumei, doamnă. În limita sumei, undeva la 400 și ceva de lei, 440 cu tot cu TVA. Discuții? An calendarist. Bugetar. Nu, an bugetar. An bugetar. Aici, dacă se mai poate face o completare, în afară de ședințele publice, precum și alte activități ce se vor desfășura în Comuna Zemeș, precum și activitățile școlare, tot de pe teritoriul comunei. Sunt incluse, domnul consilier, toate. Da, am înțeles, domnul primar, aici spune, aduce la cunoștință ședințelor publice. Deci, așa s-a făcut hotărârea, dar probabil că serviciile sunt mult mai... În contractul cadru, probabil, este inclusiv. Da. Deci să fie prinse toate activitățile care se desfășoară. Da, sunt convins că nu există o opunere din partea dânsului, dar este bine de specificat în contractul cadru. După ce terminăm cu adversii... Da, vă mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție al Comunei Zemeș pentru trimestru 1. Conturile de execuții sunt aici, le-am discutat în mare la ședința pe comisie, sunt conturile în care se fac transferurile. Cine vrea să studieze, vă pun la dispoziție conturile de execuție. Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2017. Este vorba de banii de 10.000 de lei care vin de la UNICEF pentru activitățile la... Mă uit un punct mai înainte. Stați un pic. De mână cu cei mici ne dăm culoarea veții, avem 10.000 de lei și mai avem pentru școală alt 10.000 de lei, tot de la UNICEF care vin. Și se numește, proiectul se numește Școala mea, casa mea. Asta este singura rectificare bugetară. Adică asta a primit 20.000 de lei pe care sper să-i cheltui numai cu copiii. Să-i valorificăm. Da. Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc. Mai avem punctele suplimentare. Doamna secretară, dacă sunteți drăguță. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa 1, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului administrare, domeniu public și privat, în funcție publică de execuție de inspector clasa 1, grad profesional superior. Doamna secretară? Funcția publică din compartimentul ADP a rămas vacantă datorită transferului în interesul serviciului a domnișoarei Tolacă Roxana, și propunem să fie funcția publică de inspector, grad profesional superior. Adică asta presupune o vechime de 9 ani și un salariu aferent un pic mai mare față de debutant, ca să, da, să ocupăm postul. Pentru că a fost o perioadă grea, deci a plecat Ionela Avramu, perioadă în care n-am avut. Nu a fost o perioadă grea, a fost o perioadă foarte grea, să știți. A fost o perioadă foarte grea. A venit domnișoara... Am avut o grămadă de probleme și am încercat o grămadă de probleme. Acum a plecat și domnișoara... Fata asta nu știa și a zis să scoatem la concursul costul și îl ocupă persoană competentă, care de adevăr face treaba. Că la domeniu stau 2 ani de zile, când am venit, când am început, când am stat de vorbă cu domnișoara, am întrebat-o: vă regăsiți în viitorul îndepărtat? Am zis că nu, am venit aici să fac vechimii, deci fata n-avea niciun interes. Nu ne dorim să... Ne dorim să vină cineva să ocupe postul sau o persoană care, într-adevăr, vrea să iasă la pensie. Adevărul că la domeniul public este de muncă și teren și... E vorba de domeniul public al întregii localități. Nu-i de joacă. Acolo trebuie o persoană care chiar să facă treabă și să-și dorească. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL numărul 183 din 2015 privind implementarea proiectului Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Zemeș, județul Bacău. Doamna președinte, dacă îmi permiteți, știți că avem un proiect evaluat, declarat eligibil și inclus în lista de rezervă, modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Zemeș, județul Bacău. O veste bună, zic eu, în anul 2017 s-a deschis sesiunea de depunere a proiectelor. Pentru a pregăti depunerea proiectului spre evaluare, avem nevoie de codificarea hotărârii, a suferit câteva modificări, în principal cu privire la modificarea cotei TVA. O modificăm, mai depunem încă o dată și sperăm. În concluzie, actualizăm cota TVA. Da. Păi dacă a fost 20 diminuat. Da. Da. Sunt aceleași ghiduri. Sunt aceleași ghiduri. Doar s-a redeschis o sesiune de depunere de proiecte. S-au depus foarte multe proiecte. Unele dintre ele s-au depus doar ca să fie depuse. Au intrat la verificare. De la verificare au fost date jos. Au rămas câteva fonduri și să mai deschid o nouă sesiune. Și poate avem noroc. Vestea bună este că vor fi mai exigenți proiectele. Adică vor trece proiectele care, într-adevăr, sunt eligibile. Bine că e eligibil proiect. A fost declarat. Noi sperăm să fie bine. Discuții? Acolo erau două distanțe, 371 de metri, probabil aia este Copașa. Deci pe desfășurători erau două secții, 370 și mai erau 137. Erau 137 ce reprezintă. Nu, 185. Sau 185 de metri. Reprezintă de pe strada Taslăului până la ieșirea principală aici la poștă. Am văzut Bozian. Da, Bozian. Bozian e asta de 2370. Deci 1 înseamnă bucata de la poștă. De la poștă. Da. De la strada Taslăului până la ieșirea la pod, de la Troiți, de la pod până la poștă, până la ieșirea în strada principală. Da. Acolo e proiectul de piață, și noi am prins Troița. Și piața. Am prins Troița asta. Ca să fie mai multe puncte, ca să avem mai multe șanse. Pentru asta este interesul, să prindem proiect. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Și ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice ca administrator de imobile la asociațiile de proprietari. Știți că avem o asociație de proprietari, avem nevoie de un administrator. S-a finalizat procedura de selecție, aveți raportul final al comisiei și trebuie să-i dăm numirea doamnei Nistor ca să se apuce de lucru. Deci domnul Monteanu Daniel este președinte și administratorul trebuia să dea concurs ca să poată să ocupe postul respectiv. Toate procedurile conform. După aceea, poate cu puțină susținere din partea noastră a consilierilor să se apuce și ei de treabă. Cu ajutorul și domnul Dragoș, ca să demarăm, vedem cu blocurile astea, cu relocarea lor, cu tot ce trebuie. Am terminat cu ordinea de zi. Supunem la vot. Cine este pentru? Emoțiile. Emoțiile, da. Acum la discuții. Hai să luăm de aici la domnul Budeanu. Tot timpul e bine. Aici ai cu mine. Nu am scurt. Îți dau voi, domnul Bea, dar cine mai vrea? Cine mai vrea? La urmă eu. La urmă. La urmă. După cât îi văd, domnul Berța, vă dau cuvântul, dar vor toți domnii consilieri începând din partea asta. Nu ați cum propuneți. Începeți dumneavoastră primul. A cine îi bat în cap, nu-i ca oile la strungă? Da, îi iau de la domnul Munteanu și... Am mai multe, da. Haideți, vreau ca să bag în seamă și pe domnul primar și domnul viceprimar să-i spune să-i trimite o întrebare. Da, pentru domnul primar. Deci anul trecut, banii care au venit de la guvern pentru întocmirea cărților funciare persoanelor fizice, documentații cadastrale. În ce stadiu sunt? Ce s-au făcut? Ieri a fost ședință. La ora 10, o venit domnul Băița de la OCPI. Ești prea mult timp, puteți să ne spuneți, nu? Ba, nu o să vă spun. Deci banii au rămas? După ce se analizează, nu e vorba de bani. Banii n-au intrat, noi n-am avut niciun bani, să știți. Banii s-au dus, noi n-avem bani, n-am primit bani. Banii vor fi alocați în funcție de câte sectoare se vor realiza. Eu tot te țin minte, știi cum s-au alocat bani la guvern. Dar banii nu s-au alocat, nu s-au transferat nouă. în buget. Probabil că se transferă firmei care face mătrătoarele. În funcție de câte sectoare face fiecare unitate administrativă teritorială. Așa fac toți și banii ținului. Nu le-am făcut. La noi e o problemă. În zonele necooperativizate sunt foarte mari probleme. E greu să identifici toate suprafețele. Pentru că omul și-o declară, e reticent. Nu e o problemă a noastră, e o problemă generală. Firma cu care am făcut nu reușit să duc la îndeplinire. Da. Nu numai noi. Ca să predea la OCPI să-și primească banii. Da. Am mai întrebat oamenii și de asta v-am adus eu la cunoștință. Oamenii ar trebui încurajați să vină. Să vină când sunt adunările astea, să vină să-și declare proprietățile. Că dacă nu vin, degeaba. Da, mulțumesc pentru domnul viceprimar. Amenajamentele silvice. Când m-am întrebat ultima dată, a spus că sunt pe ultima 100 de metri. Mai e din 100 de metri? Prima ședință s-a făcut, a doua începe din luna. Din 100 s-au parcurs 80, mai sunt 20, domnule. Asta sunt procedurile marcate și ca să mai țin bani la buget, ca să scoatem la licitație. Partea proastă, domnul consilier, este că au venit de la Opolul Silvic să ne impună oarecum să administreze pădurea noastră. Acum noi ne chinuim, nu, domnul administrator? Da, ne-au sugerat încheierea unui contract de administrare. În administrare, pădurea. Să rămână cum am avut noi. De pază. Ne-au sugerat încheierea unui contract de administrare. Da, s-a schimbat un pic legea. Și încercăm să nu... Cel mai bine să o administrăm noi. Cum au fost și până acum. Asta ne chinuim acum. Dacă ce e al nostru, să rămână al nostru. Pază nu administrăm. Da, mulțumesc. Da, nu mai am altceva. Da, mai vorbim de pază? Nu. Domnul Berța, mai vreți lămuriri în legătură cu paza? Altă întrebare. Altă întrebare. Domnul Munteanu, vă dau cuvântul. Am depus niște proiecte care se poate realiza cu ăștia de la ajutorul social. De exemplu, cu scările. O la aveți și dumneavoastră, dar de la mine. Deci se poate face cu oameni de la ajutorul social. Se pot face. Așa. Iar la locuința lui Maftei trebuie continuat șanțul. Aici îi vine, de undeva îi vine niște apă care îi curge permanent. Și dacă îi facem șanțul aici, preia apa. Eu nu aveți și la dumneavoastră cu proiectul. Domnul Areș? Am mai ridicat problema asta și o mai ridic încă o dată. E vorba de șansul ăla de la Buriană Ion. Nu s-a făcut nimic cu el. Și am fost pe acolo și cu zăpada asta care a fost, vă puteți da seama ce la el în curtea. La 86 de ani nu-l văd eu să sape el șanțul ăla acolo. Domnul, să-i sângur pe lume. Atâta l-are pe băiatul ăla, domnul primar. Care dacă am putea merge la fiecare gospodării să-i ajutăm, să știți că am face-o cu cea mai mare plăcere. Ați fost și dumneavoastră. Dar dacă spuneați de la început, domne, nu pot să fac nimica, m-ați trimis pe dealul. Nu v-am trimis, am fost împreună, domnul Areș. Da, m-am dus eu cu ciorsul. Da, și n-am fost împreună acasă la om. Am fost acasă, dar ta mi-a spus să văd pe dealul. Corect, și vedem dacă putem devia pe rău. Posibilitatea de a devia pe rău. Se poate? Nu se poate, că apa nu merge la deal al dracu, o ia tot la vale. Și culmea că trece prin curtea omului, nu? Trece prin curtea omului și trece vorba aia. Și trece de acum? Păi, o trecut dintotdeauna, domnule. O trecut, știți de când o trecut? Dintotdeauna. Nu dintotdeauna. De când s-a făcut pozițiile alea pe deal acolo, la distribuitoarele alea, de când s-a făcut sondele alea pe deal, s-au pus acolo, n-au fost sonde. Și atunci s-au adus la cunoștință. Uite cine a fost Petromul, s-au adus la cunoștință Petromului că dacă o modifica structura terenului, se deviază. Hai să nu luăm acum, că și mie acolo de la deal, când a pus sonda aia în paredat terenul agriculturii, și aveam șanse făcut de buldozări acolo făcut, a venit, a săpat acolo până că se drace, neavând cu ce face șanțul, m-a dat cu lavola aia mare, cu lama aia împins în pământul ăla, că era afânat, și a făcut o urmă exact cât scoci o rămâță. Acum când au venit ploile, sigur că o să vină grădină. Și mă descurc eu. Păi dar ce să accept eu? Dar eu, era sonda mea, eu am fost la Vazgan, am văzut și domnul Berța, era apă până la genunchi. Ce s-a întâmplat? El și-a luat banii frumos de la Petron și-a plecat. Și când l-am chemat pe domnul Vazgan, i-am spus, bă, Neaș, dar de ce ne-ai stat? Dar cu ce să o facă, domnule? Cu vola aia mare faci șanță? Ce treabă? Suntem copii? Dar acolo trebuie o buldoză de-aia cu o lamă. Bun, și acum, hai să revenim la subiectul nostru. Aici ce să fac? Na, eu am fost acolo. Datorită faptului că s-a făcut sondele alea acolo, s-a făcut umplutură pentru platforme, s-a făcut umplutură pentru poziții de sonde, pârâul ăla trecea, care știe, pârâul ăla de acolo trecea, din deal de la Răzășii, trecea pe la fostul primar Culiță Dârlău, ieșea în pârâul ăla și ieșea la Tazlău, că avea Tazlău. Domnul consilier, știm despre ce e vorba, când bugetul ne permite, ajungem și acolo. Tana Hoțu, a solicitat acum vreo câteva luni la Bălătău, nu? Prin spate. Da. S-a făcut? Da, da, mulțumesc. Când o să ajungem și acolo, când se poate, în limita bugetului, da, ajungem și acolo, domnule. Da, să știți că peste tot sunt cazurile. Mai ales cu donesorile astea și după... Nu există rea voință, dar încet, încet le facem. Eu știu că lumea își dorește, dar trebuie să și conștientizăm că nu poți așa tot dintr-o dată. Și de ce s-a scos de pe ordinea de zi din ședința din 24 la punctul 10, proiectul cu drenarea Canușului? N-au fost bani sau îl prindem în altă? E prins la decolmatări. O să abordăm subiectul în trimestrul 3. E la decolmatare prins, a fost prins în ședința din 24. Și prins la buget, ca și sumă. Și acum pe convocatorul nou nu mai e prins. Nici faptic societatea asta nu poate lucra. Faptic, societatea asta nu poate lucra, care are o grămadă de lucrări deocamdată. Asta e un lucru bun. Când ajungem și acolo... Doamna Hoțu, vă scrieți la cuvânt? Nu, eu am mai am. Doamna Căteală. Am funcție tot de, cum a zis și domnul primar, de ajutorul de oameni, de ajutorul social. De la Val la Bei, dar știți că el nu face îndregi. Eu m-am dus eu, hai, de ce nu știu ce. El pe nimeni nu primește. Când, dacă se poate, cu băieții la ajutor social, le dau eu roagă, o față. Sancțiune amendării, doamna consiliere. Câte amenzi are? Domnul consilier, vorba Ionela. Știu, are un grămadă de amenzi. Are oameni de amenzi. Este unul care doar și nu știți și nu. Cine se plătează? Nu plătește nimeni. Și doar anul trecut o la fel, au venit băieții, le-am dat eu roagă. Anul trecut s-a făcut? Curățenie pe șanță? Da, dar tot cu ajutor. Și am ieșit eu, le-am dat roabă, lopată la băieți, le-am dat tot ce trebuie. Ajungem pe situație. Pe fiecare sector. Când se poate, adică nu. Și la râpă, la Tazlău, la Tazlău. Eu știu, dar e omul care... Da, domnul primar, dacă n-am spus asta, toamnă, eu că am zis, aveți un plan de dezăpezire și îl dă la fiecare consilier. Deci strada principală, de urmă, aprovizionare, spital, dispensar, mai știu eu ce. Și la fiecare consilier. Uite, asta este, nu ca să vină fiecare zi. Acum să știm despre ce plan e vorba. Un plan de zăpezire. Dar nu s-a aprobat. Nu s-a aprobat nimic. Nu s-a aprobat, domnul consilier. A spus să luăm prioritate, nu că fiecare sună cu consilierul din... Buldo face, deci prima dată. Am aprobat noi în ședință. Am aprobat, dar nu poate în altă ședință. Avem. Este, degeaba zic. Legislatură n-am. Domnul Diaconu? Domnul primar a zis că las chestia afișat la servicii comunale. Nu s-a aprobat. Domnul Diaconu? Asta la următoarea ședință. Vorbim un stea altul, cum faci? Păi nu. Dar da cuvântul. Dacă se poate, deci numai dacă se poate, ar trebui o mașină de balastru pe strada Taberei. Uneva acolo este o... Unii trec oamenii, trebuie 5 să iasă de pe strada aia. Strada Taberei. Nu. Uneva, lângă mine, acolo s-a în spate. Pe lângă mine, ulița care duce pe lângă mine în spate, acolo uneva este o... Care duce spre Tazlău sau spre Păduri? Nu, care duce spre Tazlău, spre familia Prisecaru... Spre Tazlău, adică mergi la deal, paralel cu Gazlău. Așa. Acolo chiar în spate uneva trebuie o mașină de balastru. Și a Buldo din Părău să ducă acolo, să mă ducă. Ar putea și Buldo, dar vorba că trebuie... Buldo atunci trebuie. Și mai... Dacă s-ar putea... De ce? La Părău, nu, Curești, un pădeț care vine un părăuț de pe râpa aia și înainte traversa. Acum se duce pe izlaz și chiar acum... De la deal de școală... De la deal de școală Zanchila. Pe dreapta? Da, undeva pe dreapta, unde au tras lemnii. Exact unde au tras lemnii, acolo. Acolo este un pădeț, a fost pădeț dintotdeauna. Cum mergi pe stânga? Da. Arătă-i, domnule. Domnul Vici, arătați-l. Acolo vă pot răspunde. Cam 500 de metri acolo. Deci acolo a fost întotdeauna, dar s-o colmatat mai poate. Deci nou proiect al drumului care o să vină, este făcut cu poder. Arată-l un pic telefonul să vadă, că uite cum s-a terminat. Uite cum arată, doamna. Domnul Costică. Nu mai traversează apa pe sub. Nu mai traversează, am deviat-o și duce pe el. Dar acum nou proiect este făcut pod acum. Nu mai sunt traversat. Și ieșea undeva la zonă. Diaconu, nu ești pus în termen. Nu ajungea. Nu mai poți face nici ai casete mici de la cu tubul mici. Nu mai poți să le comatezi nici. Deci părul s-a rezolvat. Cum adică să rezolvă? E deviat în altă parte. E deviat, Costică, acum sunt deviat. E deviat, dar uite, de exemplu, acum pe piblia asta de zăpieți, traversează apa. Haideți să mergem la fața locului, să vedeți cât apă traversează și nu vorbim de aceea zonă. Și, probabil că nu, cine știe ce aveți acolo. Înainte de a ajunge la stația de apă, înainte de a ajunge de stația de apă. Înainte de stația de apă. De apă, pe stânga. Acolo e deviat, se duce apa pe... izlați. Perfect, aveți, dar mai sus un pic, apa care vine de unde vine, traversează drumul. E o baltă, nu traversează drumul, e o baltă. A, așa, și din baltă traversează drumul. Dar nu am să stați, la bază am fost acolo noi. Dar eu am bază, am trecut la vază. La ce ori? Acum 2 ore, 3 ore. Tot e mai multă zăpadă, dar balta aia e de 100 de ani. E de 100 de ani, da. Deci balta aia, la capătul, la vale, la balta acolo, e podeț. Acolo e podeț. Acolo este podeț care traversează drumul. Nu, mai sus, domn primar, un pic. Exact pe direcția de unde vine Pălăuțul. Podețul a fost făcut pe direcția Pălăuțului. Mă, dacă dinamitezi acolo ca să le faci înapoi podețul sau... 30 de ani e înfundat. Cum să iei 30 de ani? 30 de ani. Adu-te-vă. Hai, adică... Tu ai 30 de ani când ai plecat la Pălăuțul și acum 10 ani cu geapa pe bord. Domnul Bea, nici 30, că fii mai mult. Mai mult. Altceva, domnul Diaconu? Atât, vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Romeo? Da, revin din nou cu recuperarea sumei, că văd că tot ajungem mereu, ne plângem de bani. Avem de recuperat o sumă de bani de la cei care, când au fost tăiată energia electrică, Consiliul Local a aprobat 10.000 de lei pentru 3 zile. Deci, în momentul de față, nu stăm de vorbe pe vorbe. Deci vreau act oficial. Contabilitatea spune că s-a dat către domeniul public, a plecat de la domeniul public, a venit al... Așa mi s-a transmis doamna, o chem pe doamna contabilă Anca. A zis că a transmis la domeniul public. Da, și eu vă spun că colega... Deci în următoarea ședință vreau măcar somațiile la acele persoane care au beneficiat. Tu nu înțelegi cum s-a ocupat domnul Constituțional. Nu este nimeni la domeniul public acum. O plecat, că nu făcea treabă. Domnul primar, nu am discutat compartimentul contabilitate. Și v-am adus dumneavoastră la cunoștință. Și doamna secretar vă răspuns, tot insiste. Nu am făcut. Și nici nu are cine să-ți facă până nu se ocupă postul. Pentru că asta trebuie să facă cei de la domeniul public. Deci nu contabilitatea trimite somațiile. Contabilitatea trimite către domeniul public, Doamna președinte, asta am cerut-o din N ședințe. Fata asta are 1 an jumătate de când e angajat. Știm. Ai cerut-o mai de mult de 1 an jumătate? Da. Da. Nu e o problemă. Păi e o problemă, păi tocmai de-aia vă spun. Rezolv problema până când o veni fata asta. După aia, dacă nu mai așteaptă. Podul de la nou Petruțul, ce adresă, dacă s-a făcut adresă către OMV Petrom, pentru înlăturarea alberiului Taslavului Sărat? Da. Este făcut adresă, este făcută și somație din partea... Da, păi după ședință o să merg să văd adresa făcută, când a fost făcută. Stadiul procesului cu OMB în legătură cu taxele și impozitele. Păi la care hotărâri vă referiți? La toate. Ne-a liberat. Nu, lasă să întreabă fiecare în parte. Punctual. Nu am numărul la dosare ca să vă dau bani, pentru că totdeauna s-a spus că nu vrea să ne dea bani. Nu vrea să ne dea bani OMV Petrom. Pentru HL 209 de pe 2014, care se referă la impozitele pe 2015, este câștigat, finalizat procesul. De la HL 185 pe 2015, pentru impozitele de pe 2016, încă nu s-a primit comunicarea de la prima instanță, ca să vedem ce urmează, dacă va face contestații sau nu. Pentru HL-ul de anul trecut, scapă numărul. Deocamdată suntem la stadiu de plângere prealabilă. Încă n-am primit comunicare dacă am fost dat sau nu în judecată. Da, și la cel care s-a finalizat? Da, la cel care s-a finalizat. Procedura de recuperare să stabilirea oameni în bugetul local? Domnul consilier, da. Câștigarea acelei sentințe nu presupune că noi trebuie să recuperăm ceva. Noi recuperăm pe ce am dat în judecată noi Petromul, pe sume de bani propuse. Da. S-a câștigat la dosarul cu terenuri închiriate și s-a finalizat. Urmează să primim hotărârea finală și să o ducem la un executor ca să luăm banii, cu suma de 800 și ceva de mii de lei. Pentru zona drumurilor, cu suma de 400 de mii de lei, mai este termen. Da. La ștece comunale s-a împlinit termenul în care ei trebuia să aibă de îndeplinit niște sarcini în legătură cu recuperarea prejudiciului, a unei lucrări, în legătură cu consumul de apă. Consider că SECE Comunale și-a îndeplinit atribuțiunile și a revenit cu adresă către Curtea de Conturi, că acolo specifica până la data stabilită 21 sau 24-04. Acum rămâne să ne comunicați dumneavoastră la următoarea ședință dacă au reușit să angajeze un apărător exact cum s-a discutat ca să-i reprezinte în instanță. Altceva, domnul? Da, vă mulțumesc atât. Altcineva? La urmă eu. Da. Haideți, domnul Bădescu. La Iacov, strada la Iacov, la Gerasimescu, stăruși de oameni. Cum se numește strada? Acum vă iubim. Domnul Eugen, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc, domnilor consilieri. De păcate, ieri am la telefon, nu știu cum ați votat, dar oricum, indiferent de cum ați votat, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți de acord ca noi să fim prezenți la ședințele de Consiliu Local și vă promitem că vom fi echidistanți pe tot parcursul acestui contract, în sensul că respectăm în mod egal instituția Consiliului Local, instituția primarului și, ca principiu, noi difuzăm integral ședințele de Consiliu. Din păcate, m-a spus într-o situație destul de delicată astăzi la diverse. De ce? Pentru că vreau să vă aduc la cunoștință că chiar dacă avem un contract, și noi ca presă trebuie să respectăm legea. În ce sens? Dacă sunt atacuri la persoane, la familie, la copii unor consilieri sau primari sau cine este, din păcate noi nu o să putem difuza secvența respectivă. Mai mult decât atât vreau să vă aduc ca să nu avem discuție pe parcursul anului. Acuzații fără dovezi. Aici, în Consiliul Local, nu putem să le publicăm. Deci trebuie să veniți cu dovezi. Există niște legi care trebuie respectate în audiovizual. De asemenea, date cu caracter personal și confidențial nu putem să le publicăm și, mai mult decât atât, persoane cu dizabilități, pensionari și așa mai departe, care au o situație specială. V-am adus la cunoștință, n-aș fi pus problema așa astăzi, dar trebuie să ne înțelegeți și pe noi că vom analiza ședința de astăzi și o să difuzăm chiar integral de data aceasta tot. Pentru că dacă persoana nu este aici, este nedrept o persoană care nu este prezentă să fie acuzată, nu are posibilitatea să se apere. Deci, respectând legea. În schimb, o să punem la dispoziție primăriei întotdeauna filmarea integrală, ca să fim foarte clari. Dar noi ne rezervăm dreptul pentru că putem lua amenzi foarte mari și o amendă la audiovizuale 30.000 de lei. Da. Și nu se merită să muncesc 3 ani aici ca să... Da. În rest, vreau să vă spun că sunt extrem de bucuros că în linii mari e un Consiliu Local liniștit, dezbaterile și controversele sunt binevenite, dar încă o dată trebuie să încercăm să... Este esențial să vă spun că noi suntem o televiziune care promovăm lucrurile bune în județul Bacău. Noi vrem să aducem un plus de valoare prin prezența noastră. Este un câștig că ați dori să ne sprijiniți pe noi, chiar dacă suma din punctul nostru de vedere, și noi am solicitat această sumă modică, tocmai pentru a nu veni, că noi nu vrem să facem bani din bugetul local, dar în schimb erau mici cheltuieli care, fără discuție, trebuia să primim și noi un sprijin. Dar, încă o dată, aștept de la domnul primar, de la dumneavoastră, să ne chemați la acțiuni culturale, sportive. Exact despre asta vorbeam că nu erați noastră. Da. Venim cu mare drag, în afara contractului, noi venim ca un bonus, de câte ori ne solicitați venim. O activitate mai specială. Sigur că da. Poate nu o să pot veni eu personal, dar am cameraman, la ora actuală ne-am dezvoltat și noi activitatea, avem 10 cameramani, nu e nicio problemă, detașez, o să fie și prin rotații cameramani aici. Dar de suma asta de bani să înțeleagă toată lumea că nu este exclusiv. Contractul nu este exclusiv pentru ședință. Da, așa era specificat în proiectul de hotărâre. Noi am cerut lucrul ăsta, nu că e o păcăleală care o pățim la alte consilii locale. Nu mă mai cheamă la ședințe, deci nu mai există transparență, mă cheamă numai interes electoral. Deci, este foarte bine, noi de aia am și precizat întotdeauna, domnule, vrem ședințele ca să vedem că există și cealaltă latură, adică să vadă și, până la urmă, beneficiarul acestor filmări sunt cetățenii comunei, care sunt aici în țară și care sunt plecați. Și încă o dată eu vă mulțumesc și să ne înțelegem că vrem să aducem un plus de valoare, noi nu ne amestecăm în jocul politic, nu avem un partid, am venit din proprie inițiativă, chiar de pe fostul primar, care, desigur, n-a binevoie să ne dea acreditare. Iată, dumneavoastră... Faceți campanie acum, voi. Poftim? Faceți campanie. Nu. Noi am solicitat acreditare și n-am primit-o. Nu am primit-o, deși acreditarea nu ține... Nu-i vorba de... Și filmările astea se fac, deci, în funcție de... S-au venit 3 oferte, n-au fost... Nu? Deci am ales pe cei, ați făcut oferte? Păi nu, noi avem PSA, noi am făcut oferte, este cea mai mică ofertă de pe piață. Nu, este cea mai mică, domnul consilier. Să știți că noi venim să vă ajutăm și pe dumneavoastră. Nu, nu am nevoie să mă ajutați pe dumneavoastră. Dacă nu doriți să vă sărim. Nu, campanie electorală, nu. Chiar în campanie e bine să ne lăsați să stăm un pic mai detașați de dumneavoastră. Nu, eu încă o dată vă mulțumesc și vă asigurăm de seriozitatea noastră. Pare rău, o să iau o decizie, din păcate. Încă o dată, trebuie să aveți grijă ca în discuțiile dumneavoastră ne vede toată țara, nu ne vede doar așa. Din păcate, persoane care nu sunt prezente aici, nu putem să lăsăm... Eu, dacă sunt în lipsă și nu sunt aici, când vin aici mă puteți critica, dar în lipsă am rugămintea să nu faceți lucrul ăsta. Cred că am vorbit deja foarte mult, încă o dată mulțumiri, mult succes în mandatul dumneavoastră și vă asigur că voi lua cuvântul rar de tot în ședințe, că nu-i rolul meu să iau cuvânt, dar fiindcă a fost în discuție astăzi, mulțumesc. Un punct care vă viza pe dumneavoastră. Sigur. De aceea am sorit. Declar ședința închisă. O întrebare, domnul președinte, că din cauza că sunt din convalescență am uitat procesul verbal pentru ședința anterioară. Rămâne pe ședința următoare? Nu l-ați spus preaprobarea. Nu l-ați spus preaprobarea. Mi-l lasă pe ordinea de zi. Și nu l-am avut aici. Dar nu a fost trecut pe ordinea de zi, doamna. Dar nu știu trece, domnul consilier. De când nu se trece? Aprobarea? Supusă aprobării, da. Da. Presupuneți la aprobării, dacă e... Prezența lui este... Rămâne pe ședința următoare. Nu, de ce să rămână? Nu există. Doamna președinte, trebuie sancționată neapărat. Cu cea mai mare plăcere. Supunem la vot, care e de acord. Dar ce le-a luat la ședință? În special la pâine, de la ședință. Vă dai pe viață, vă mulțumesc. Ne mulțumesc. Este așa. Dar trebuie să citești la legicul, nu știu foi. Nu, îți dau, domnul consilier. Domnul Osură, să citească care 10 foi și rămâne acasă. Rămâne să citezi, domnul. Vreți, domnul consilier? E medical la Anca. E medical și al citească. Ia, Romeo, și citească. E medical la Anca. Până la urmă, aprobăm procesul verbal sau nu l-aprobăm? La ce v-ați ridicat? Haideți să vedem. Trebuie să taiem filmările de la începutul ăsta. Facem un colaj. Cine este pentru? Mulțumesc, domnule Mihai. Declar ședința închisă.